Megre și bătrâna doamnă, pista 4 Capitolul 4. Cărarea de pe faleză Megre se întreba dacă sfârșitul mesei va marca și sfârșitul întrevederilor sau vor merge în altă parte să-și continue discuția, iar Arlet era ocupată să-și aprindă o țigară când recepționerul se apropie de comisar și îi vorbi cu o voce exagerat de joasă, încât acesta se văzu nevoit să-i ceară să repete. Sunteți căutat la telefon, de cine? Recepționerul se uită atunci la tânăra femeie cu o privire semnificativă, dar amândoi se înșelară. Trăsăturile ei se înnăspriră, fără să-și piardă totuși expresia de indiferență. Îmi spuneți, vă rog, cine mă caută la telefon?" întrebă comisarul agasat. Bărbatul vexat, obligat parcă să destăinuie fără voia lui un secret de stat, răspunse Domnul Charles Besson, Megre îi zâmbi discret tinerei femei, care crezuse probabil că era soțul ei, să ridică și întrebă, mă așteptați? După ce Arlet clipi din ploa pe drept răspuns, comisarul se îndreptă spre cabină, însoțit de recepționer, care explică, Aș fi făcut mai bine să vă dau un bilețel, nu? Aș vrea să mă scuz pentru greșeala unuia dintre angajații mei. Se pare că domnul Besson va a căutat la telefon de două-trei ori în cursul zilei, dar au uitat să vă anunțe când v-ați întors la cină. La capătul celălalt al firului se auzi o voce sonoră, una dintre acelea care fac să vibreze aparatele. Domnul comisar Megre, îmi pare rău, regret nespus, nu știu cum să-mi cer iertare, dar poate că nu veți fi foarte supărat pe mine când am să vă spun ce mi s-a întâmplat. Megre nu a avut timp să zică ceva, vocea continuă. V-am luat de la treburile dumneavoastră, v-am răpit familiei, v-am făcut să veniți la etreta și nici măcar nu sunt acolo ca să vă primesc. În orice caz, să știți că aveam intenția să fiu la gara dimineață, că am încercat zadarnic să-l prind pe șeful gării la telefon ca să vă transmită un mesaj. Alo? Da, Închipuiți-vă că noaptea trecută am fost nevoit să plec în grabă la Deep, unde mama soției mele trăgea să moară. A murit în după masa asta, și cum nu are decât fete și eu eram singurul bărbat din casă, am fost forțat să rămân. Știți cum se întâmplă lucrurile astea, e greu să te gândești la toate. Apar și lucruri neprevăzute. Nu puteam să vă telefonez din casă, unde bunda nu suportă nici cel mai mic zgomot și am ieșit de trei ori preț de câteva minute ca să vă sun de la un bar din vecinătate. A fost oribil. A suferit mult? Nu chiar, dar simțea că e pe ducă. Ce vârstă avea? 88 de ani. Acum m-am întors la Fecan, unde mă ocup de copii, pentru că pe soție am lăsat-o acolo. Îl are cu ea doar pe cel mic. Totuși, dacă doriți, pot să iau mașina și să vin chiar din seara asta să stăm de vorbă. Dacă nu, spuneți-mi la ce oră v-aș deranja cât mai puțin mâine dimineață și voi fi negreșit acolo. Vreți să-mi spuneți ceva anume? În legătură cu ce s-a întâmplat duminică, nu știu nimic mai mult decât ceea ce vi s-a spus. A, voiam totuși să vă anunț că am obținut de la toate ziarele normande, atât din Le Havre cât și din Rouen, să nu scrie nimic despre caz. Prin urmare, nu va apărea nimic nici la Paris. N-a fost deloc ușor. A trebuit să mă duc personal la Rouen marți dimineață. Au semnalat întâmplarea în trei rânduri, spunând că se presupune că a fost un accident. În sfârșit își trăgea sufletul, dar comisarul nu avea nimic de spus. V-ați instalat bine, v-au dat o cameră bună, sper că veți lămuri povestea asta supărătoare. Nu știu dacă vă sculați de vreme, vreți să fiu la hotel la ora nouă? Dacă nu vă deranjează, vă mulțumesc și vă prezint încă o dată toate scuzele mele. Când ieși din cabina, Megre o zări pe Arlet, singură în sală, cu coatele sprijinite de masă, în timp ce chiar nărițele strângeau tacâmurile. A fost nevoit să se ducă la Deep, spuse el. A murit în sfârșit? Era bolnavă. De 20-30 de ani tot spunea că moare. Cred că Charles e încântat. Nu o simpatiza? O va duce bine un timp pentru că îl așteaptă o moștenire importantă. Cunoașteți orașul Deep? Destul de puțin. Familia Monte deține aproape un sfert dintre casele de acolo, va fi bogat, dar va face el cumva să piardă toți banii ăștia în vreo afacere extravagantă, doar dacă nu-l oprește Mimi, pentru că la urma urmei sunt banii ei și o cred în stare să se opună. Era ciudat, spunea toate acele lucruri fără animozitate, în vocea ei nu se simțea nici urmă de răutate sau de invidie. Ai fi zis că vorbea pur și simplu despre oameni așa cum îi vedea și aceștia apăreau într-o lumină mai necruțătoare decât în fotografiile serviciului antropometric. Megre se reașezase în fața ei și își umpluse pipa pe care ezita să o aprindă. Să-mi spuneți când încep să vă jenez. Nu păreți grăbită să vă întoarceți la labicoc nu sunt. Astfel încât preferați orice companie? Megre știa că nu era adevărat, că acum, când începuse să vorbească despre ea, dorea probabil să spună mai multe. Dar în sala aceea foarte mare, unde fusese răstinse trei sferturi din lumini și personalul le dădea de înțeles că îi deranjau, era greu să reia discuția de unde o lăsaseră. Vreți să mergem în altă parte? Unde? Într-un bar am putea să dăm peste Teo pe care prefer să le vit încă îl mai iubiți? Nu, nu știu. Îi portați pică? Nu știu, să mergem, putem să ne plimbăm. Afară era o noapte întunecoasă cu o ceață care forma un halou larg în jurul puținelor becuri electrice. Zgomotul regulat al mării se auzea mult mai puternic decât ziua, devenind un adevărat vacarm. Îmi dați voie să continu cu întrebările? Arlet avea tocuri foarte înalte și Megre evită pentru ea străzile fără trotoare, mai ales cele cu pietre de pavaj mari, inegale, unde și-ar fi putut luxa glesna. De asta mă aflu aici, tot mi le-ați fi pus într-o zi, nu? Aș vrea să mă întorc liniștită mâine la Paris. Rare ori se întâmplase lui Megre din adolescență să mai rătăcească astfel seara pe străzile reci și întunecoase ale unui orășel în compania unei femei drăguțe și aproape că avea un sentiment de vinovăție. Trecătorii erau destul de rari, pașii lor se auzeau cu mult timp înainte de a li se distinge silueta, iar cei mai mulți întorceau capul după acel cuplu întârziat, care poate că era observat și din spatele perdelelor de la ferestrele luminate. Dacă am înțeles eu bine, duminica a fost aniversarea mamei dumneavoastră. Da, 3 septembrie, tatăl meu Vitreg făcuse din ziua asta ceva la fel de important ca o sărbătoare națională și nu admitea să lipsească cineva din familie. Am păstrat obiceiul să ne adunăm în jurul mamei mele. A devenit o tradiție, înțelegeți? Mai puțin Teo, după câte mi-ați spus adineuri. Mai puțin Teo, de la moartea tatălui său, Ați adus cadouri? Aș putea să știu ce anume?" Printr-o coincidență ciudată, eu și Mimi am adus aproape același cadou, câte un guler de dantelă. E greu să-i ofer ceva mamei mele care a avut tot ce și-a putut dori, obiectele cele mai scumpe și mai rare. Când îi dai un bibelou, izbucnește în râs, un râs care te doare și mulțumește cu o efuziune exagerată. Dar pentru că îi plac la nebunie dantelele, ne-am gândit amândouă la același lucru. Fără ciocolată, bomboane, prăjituri? Ghicesc la ce vă gândiți. Nu, nimănui nu i-ar trece prin cap să-i ofere ciocolată sau dulciuri de care are oroare. Vedeți, mama e una dintre acele femei cu o înfățișare fragilă și delicată, care preferă un herring fript sau marinat, un borcan de castraveciori în oțet sau o bucată frumoasă de slănină sărată în locul tuturor dulciurilor. Și dumneavoastră? Nu. A bănuit vreodată cineva din familie ce s-a petrecut cândva între tânăra de 18 ani și tatăl ei vitreg? Sinceră să fiu, nu sunt sigură, dar aș jura că mama a știut. De la cine ar fi aflat? N-are nevoie de nimeni, îmi cer scuze dacă par din nou că bârfesc, dar întotdeauna a ascultat pe la uși. E o manie, m-a spionat pe mine, apoi pe Ferdinand, îi spiona pe toți din casă, din casa ei, inclusiv pe majordom, pe șofer și pe servitoare. De ce? Ca să știe, pentru că era la ea acasă. Și credeți că a știut și ce s-a întâmplat cu Teo? Sunt aproape sigură. Nu v-a spus nimic niciodată, n-a făcut nicio aluzie, atunci nu aveați 20 de ani, nu-i așa? Ar fi putut să vă prevină. Din ce motiv? când v-ați anunțat intenția de a vă căsători cu Julien Sudre, nu a încercat să vă facă să vă schimbați gândul? În fond, la vremea aceea ar fi putut să se considere că era o mezalianță. Ferdinand Besson era la apogeu. Trăiați în lux și vă căsătoreați cu un dentist fără avere și fără viitor. Mama n-a spus nimic. Dar tatăl vitreg. N-a îndrăsnit, era jenat față de mine, probabil că avea remușcări. În fond, cred că era un om foarte cum se cade și chiar un om cu scrupule. Poate a fost convins că făceam asta din cauza lui. A vrut să-mi dea o dotă mare pe care Julien a refuzat-o. Sfătuit de dumneavoastră? Da. Doamna Besson n-a bănuit niciodată nimic? Nu. Acum se aflau pe o cărare ce urca faleza, vedeau la intervale regulate farul de la antifer, luminând cerul și auzeau undeva sunetul lugubru al sirenei de ceață. Simțeau un miros puternic de iarbă de mare. În pofida tocurilor înalte și a hainelor sale de pariziană, Arlet nu se arăta obosită și nu se plângea de frig. Trec la o altă întrebare, mai personală. Prevăd aproape toate întrebările pe care mi le puneți. Când ați aflat că nu puteați avea copii înainte de căsătorie? Da. Cum? Ați uitat ce v-am mărturisit mai adineauri? N-am uitat, dar. Nu, nu mi-am luat măsuri de precauție de niciun fel, și nu le-am permis nici bărbaților să-și ia. De ce? Nu știu, poate dintr-un fel de spirit de curățenie. I se păru că tânăra femeie roșise în întuneric, și parcă și vocea ei sunase altfel. Cum ați aflat, în mod sigur, de la un medic tânăr, un intern de la Lariboisier, care vă era amant, ca și ceilalți, m-a examinat și le-a cerut și unor colegi să o facă. Megre ezită din cauza întrebării care îi venise pe buze. Ea simți. Haideți, după câte v-am spus. Această reuniune cu prietenii lui se petrecea pe plan strict medical sau... Uh, da, sau... Acum înțeleg. Cam simțit nevoia să pun capăt situației, nu? Se exprimă în continuare cu același calm, cu o voce egală, ca și cum n-ar fi fost vorba despre ea, ci despre un caz patologic. Puneți cealaltă întrebare. Sigur că da. În cursul acestor, acestor experiențe amoroase sau mai târziu, cu soțul sau cu alții, ați simțit deja plăcerea normală? Asta voiați să spuneți? Aș fi folosit cuvântul satisfacție. Nici una, nici alta. Să știți că nu sunteți primul care mă întreabă asta. Chiar dacă mi se întâmpla și să agăți pe cineva pe stradă, la fel de bine mi se întâmpla să mă culc cu oameni inteligenți și chiar cu oameni superiori. Erf Peiro e unul dintre ei? E un idiot și un îngânfat. Ce reacție ați avea dacă mama dumneavoastră, brusc, v-ar spune că știe totul despre această parte a vieții pe care o duceți? i răspunde să nu se amestece în care nu o privesc. Să presupunem că, socotind că e de datoria ei și sperând să vă salveze, vă anunță că îi va spune soțului dumneavoastră. Urmă o tăcere, Arlet se oprisă din mers. Aici voiați să ajungeți?" întrebă ea cu reproș în glas. Am ajuns fără să vreau." Nu știu, v-am spus că pentru nimic în lume n-aș vrea să știe Julian." De ce?" N-ați înțeles?" Pentru că vă temeți să nu-l faceți să sufere?" Și asta, Julian, e fericit. Este unul dintre oamenii cei mai fericiți pe care îi cunosc. Nimeni nu are dreptul să-i fure fericirea. Apoi... Apoi?" E probabil singurul bărbat care mă respectă, care mă tratează altfel decât, decât ce știți. Și aveți nevoie de asta? Poate. Așa că, dacă mama dumneavoastră, dacă m-ar amenința că mă va împroșca cu noroi în fața lui, aș face orice ca să o împiedic. Inclusiv să o omorâți? Da. Apoi adăugă. Pot să vă spun însă că încă nu a fost cazul. De ce spuneți încă nu? pentru că acum nu numai că știe, dar are și o dovadă. Mi-a vorbit despre Erv azi după amiază. Ce v-a spus? Probabil că ați fi foarte mirat dacă v-aș repeta cuvintele pe care le-a rostit. Știți, în pofida aerelor ei de mică marchiză, mama a rămas foarte din popor, foarte fică de pescar și în intimitate îi place să fie grosolană. Mi-a spus că aș fi putut să mă prostituez în altă parte, nu în casa ei adăugând ca să numească ceea ce s-a întâmplat între mine și Erv cuvintele cele mai triviale. A vorbit despre Julien în termeni la fel de brutali, folosind pentru el un nume de pește, pentru că e convinsă că știe și că profită de asta. L-ați apărat? I-am ordonat mamei mele să tacă. Cum? Privind-o în ochi și spunându-i că voiam să tacă, dar pentru că a continuat, am pălmuit-o, iar ea a fost atât de stupefiată încât s-a calmat brusc vă așteaptă? Cu siguranță că nu se va culca înainte de întoarcerea mea. Vreți neapărat să dormiți la ea? Cunoașteți situația și trebuie să admiteți că mi-e greu să fac altfel. Trebuie să fiu sigură înainte de plecare că nu îi va spune nimic lui Julian și că nu va face nimic care să-l îngrijoreze. După un moment de tăcere, ghicind poate temerea lui Megre, râse scurt și spuse Nu vă fie frică, nu se va întâmpla nicio dramă. Ajunseseră în vârful falezei și o masă de ceață alburie se întindea acum între ei și mare, ale cărei valuri se auzeau lovind stâncile. Putem să o luăm la dreapta ca să coborâm, drumul e mai bun și ne duce aproape în față la, la Bicoc. Sunteți sigur că nu mai aveți alte întrebări să-mi puneți? probabil că luna răsărise dincolo de ceața care acum era ușor luminoasă, iar când Arlet se opri, Megre văzu conturul albicios al feței sale cu linia lată și roșie a gurii. Deocamdată nu mai am, răspunse el. Atunci, nemișcată în fața lui, Arlet adăugă cu o voce diferită de ți se făcea milă când o auzei. Și nu vreți să profitați ca ceilalți? Megre abia se abținu să nu reacționeze așa cum făcuse Arlet față de mama ei chiar în ziua aceea, să o pălbuiască pe obraj ca pe o fetiță perversă. Se mulțumi să-i prindă brațul cu două degete și să o forțeze să pornească la vale. Să știți că ceea ce am spus era doar pentru dumneavoastră. Taci! Recunoașteți că sunteți tentat! Megre îi strânse și mai tare brațul cu răutate. Sunteți sigur că nu veți regreta? Vocea ei urcase cu un ton, devenise plină de cruzime, sarcastică. Gândiți-vă bine, domnule comisar. El îi dădu drumul brusc și își umplu pipa, continuându-și mersul fără să se mai preocupe de ea. Auzi că se oprise din nou, apoi pornise lent, grăbind pasul ca să-l prindă din urmă. În acel moment, fața lui Megre era luminată de flacăra chibritului pe care îl ținea deasupra căușului pipei. Îmi cer iertare, m-am purtat ca o idiotă, da. V-ați supărat rău pe mine? Să nu mai vorbim despre acest incident. Chiar credeți că am vrut? Nu. După ce am fost forțată să mă umilesc așa în fața dumneavoastră, am vrut să vă fac și eu rău, să vă umilesc. Știu. M-aș fi simțit răzbunată dacă v-aș fi văzut culcat peste mine ca un animal. Să mergem. Recunoașteți că acum credeți că am încercat să mă omor mama? Nu încă. Vreți să spuneți că nu sunteți sigur? Vreau să spun exact ce am spus, că nu știu nimic. Când mă veți crede vinovată, o să-mi spuneți? Foarte probabil. Îmi veți spune între patru ochi? Promit. Dar nu sunt vinovată. Îmi doresc să fie așa. Acum se săturase de acea conversație preancordată, insistența ei la agasa, și se părea că prea se analiza și se discredita cu dragă inimă. Mama nu s-a culcat. De unde știți? Luminița pe care o vedeți e cea din salon. La ce ora aveți tren mâine dimineață? Aș fi vrut să-l iau pe cel de opt dacă nu mă rețineți aici, caz în care îi voi telefona lui Julian că mama are nevoie de mine. Știe că vă urâți mama? Nu urăsc, nu iubesc atât. Pot să plec cu trenul de 8? Da. Nu vă mai văd înainte de plecare? Încă nu știu. Poate vreți să vă asigurați înainte să plec că mama nu e moartă? Poate coborâseră o pantă mai înclinată, un fel de taluz, și acum se aflau pe drum la 50 de metri de bariera de la Labicoc. Nu intrați? Nu. Ferestrele nu se vedeau, dar se putea ghici lumina prin perdeaua deasă de arbuști. Noapte bună, domnule Megre. Noapte bună. Ea a avut o ezitare. Mai sunteți supărat pe mine? Nu știu, mergeți la culcare și, cu mâinile în buzunare, Megre porni cu pași mari spre oraș. În cap îi se învârteau gânduri confuze și acum, după ce o părăsise, îi veneau în minte o mulțime de întrebări la care nu se gândise. Își reproșa că îi permisese să plece la Paris a doua zi dimineață și puțin lipsi să se întoarcă și să-i spună să rămână la etrăta nu greși să oare și lăsându-le pe cele două femei singure în cursul nopții, scena de după amiază nu se va repeta cu o intensitate sporită, cu o violență mai periculoasă. Se gândea cu plăcere că o va revedea pe Valentin, că îi va vorbi, că va sta din nou în micul ei salon, în mijlocul bibelourilor cu minți. La nouă se va întâlni cu vorbărețul Charles Besson, care îi va împuia capul. Orașul era parcă mort, iar cazinoul din lipsă de clienți își stinsese deja luminile. La un colț de stradă, doar un bar era luminat, mai curând un bistrou, care probabil că rămânea deschis și iarna pentru localnici. Megre se opri un moment pe trotuar pentru că era sete. În lumina gălbuie din interior, zări silueta deja familiară a lui Theo Besson cu același aer de englez în costumul de tweed. Avea un pahar în mână și vorbea cu cineva care stătea în picioare lângă el, un bărbat destul de tânăr, în costum negru, așa cum poartă țăranii duminică, cu cămașa albă și cravată de culoare închisă, un tânăr foarte bronzat, cu ceafa tăbăcită de soare și vânt. Megre intră, se apropie de teșghea fără să se uite la ei și comandă o bere. Acum îi vedea pe amândoi în oglinda din spatele sticlelor și îi se păru că surprinde o privire a lui Teo, care îi cerea interlocutorului său să tacă. Și tăcerea deveni deodată apăsătoare în barul, unde, socotindul și pe patron, se aflau doar patru persoane plus o pisică neagră făcută covrig pe un scaun lângă sobă. Iar e ceață, spuse în cele din urmă patronul. Ăsta e anotimpul, dar zilele sunt la fel de însorite. Tânărul întoarse capul să se uite la Megre, care își golea pipa lovind-o de tocul pantofului și strivea scrumul fierbinte în rumeguș. Avea o privire arogantă și te ducea cu gândul la cei cocoși de la țară, care, după ce au tras câteva pahare la măsea într-o seară de nuntă sau de înmormântare, caută scandal. Nu dumneavoastră ați venit dimineața de la Paris? întrebă patronul ca să vorbească și el ceva. Megre dădu din cap că da și tânărul Fante îl privi și mai insistent. Totul dura câteva secunde, timp în care Théo Besson se limita să contemple indolent sticlele din fața lui. Avea tenul, ochii și mai ales cercănele de sub ochi ale celor care beau mult cu regularitate de când se trezesc. Avea și expresia lor indiferentă și mersul puțin cam molatic. Încă un rând, comandă el. Patronul se uită la tânăr care făcu un semn de încuvințare. Erau așadar împreună. Teo goli paharul pe nară suflate, celălalt îl limită și, după ce Teo Besson zvârli câteva bancnote pe teșghia, ieșira amândoi, nu înainte ca tânărul să întoarcă de două ori capul spre comisar. Cine e? Nu-l cunoașteți? E domnul Teo, fiul vitreg al Valentinei. Și tânărul, unul dintre frații bietei Roz, care a murit bând o travă destinată stăpânei ei. Fratele cel mare? Da, Henri, care pescuiește heringi la Fecan. Au intrat aici împreună? Da, așa cred. O clipă. În acel moment erau mai multe persoane la bar. În orice caz, dacă n-au intrat împreună, au venit destul de repede unul după altul. Nu știți despre ce au vorbit? Nu, la început a fost zgomot, mai mulți vorbeau în același timp. Pe urmă am coborât să dau cep la un butoi. I-ați mai văzut împreună și înainte? Nu cred, nu sunt sigur, dar știu că l-am văzut pe domnul Teo cu domnișoara. Care domnișoara? Roz. I-ați văzut pe stradă? I-am văzut aici, la bar, cel puțin de două ori. Îi făcea curte? Depinde de ce numiți a face curte. Nu s-au sărutat și nu o ținea de mână dacă la asta vă referiți. Dar stăteau de vorbă bine dispuși, râdeau și m-am prins că el făcea în așa fel încât să-i dea să bea. Nu era greu cu roz, care izbucnea în râs după un pahar de vin și era turtă după al doilea. Cât timp e de atunci? Să mă gândesc, ultima dată a fost acum vreo săptămână, era miercuri, pentru că atunci s-a dus nevasta mea la Le Avre, ca în fiecare zi de miercuri. Și prima dată? Poate cu o săptămână, două înainte. Domnul Teo e un bun client? Nu e clientul meu în mod deosebit, e clientul tuturor celor care servesc băutură. N-are ce face toată ziua și se plimbă, numai că nu poate să vadă o cafenea sau un bar deschis fără să intre un moment. E liniștit, nu se ceartă cu nimeni. Uneori seara vorbește peltic și e greu să pronunțe unele cuvinte. Cam asta e tot. Deodată, patronul păru să regrete că vorbise prea mult. Sper că nu-l bănuiți că a vrut să-și otrăvească mama vitregă. Eu aș avea încredere în el mai mult decât în oricine. De altfel, cei care beau ca el nu sunt niciodată periculoși. Cei mai răi sunt cei care se îmbată odată la o ocazie și nu mai știu ce fac. L-ați văzut deseori pe fratele răposatei roz? Rar, cei din Ipor nu prea vin la Etrata, sunt oameni aparte, merg mai ușor la Făcan, care e foarte aproape și mai în genul lor, un păhărel de Calvados ca să se așeze bine berea, fac cinste. Nu, încă o bere. Berea nu era grozavă, iar Megre o simție în stomac o parte din noapte, să trezi brusc de câteva ori, visă urât și, deși nu-și mai aminti nimic din ce visase, rămase cu o impresie de apăsare. În sfârșit, când se sculă, sirena de ceață încă își făcea auzit sunetul răgușit dinspre mare și probabil că era ceasul fluxului, deoarece hotelul vibra de la loviturile puternice ale valurilor. Megre și bătrâna doamnă, pista 5 Capitolul 5. Opiniile unui om cum se cade Ceața aproape că se risipise între pământ și soare, dar marea, foarte calmă, abia agitată de o respirație lentă, continua să emane o pâclă subțire, un nor vaporos în care străluceau curcubee. Casele orașului începeau să se aurească în lumina soarelui nou, iar aerul era răcoros, foarte plăcut și simțeai că îl respiri prin toți porii. Tarabele negustorilor de legume miroseau bine, sticlele cu lapte așteptau încă la uși și în brutării era ceasul la care se scotea din cuptor pâinea caldă cu coajă crocantă. Încă o dată, toate acestea semănau cu o amintire din copilărie. Cu o imagine a lumii așa cum am dorit să fie, așa cum ne imaginăm cu dragă inimă că este. Etrăta apărea astfel candid, inocent, cu casele prea mici, prea drăguțe, prea proaspăt vopsite pentru o dramă, iar falezele se iveau din ceață exact ca în vederile expuse la poarta bazarului. Măcelarul, brutarul, negustorul de legume ar fi putut deveni personajele unei bazm pentru copii. Să fi fost asta o particularitate a lui Megre, sau și alții aveau aceleași nostalgii, dar evitau să le recunoască. Ar fi vrut tare mult ca lumea să fie așa cum o descoperi atunci când ești mic și își spunea în gând, ca în poze. Și nu doar decorurile exterioare, ci și oamenii: tatăl, mama, copiii cu minți, bunicii blânzi cu părul alb. Un timp, la începutul carierei sale în poliție, de exemplu, Vezine reprezentase pentru el locul cel mai armonios din lume. Se afla la numai doi pași de Paris, dar înainte de 1914 automobilele erau rare. Marii burghezi încă și aveau casele de la țară la vezine, case din cărămidă, mari și confortabile, cu grădini bine întreținute, cu fântâne arteziene și leagăne. Valeții purtau veste cu dungi galbene și servitoarele bonete albe și șorțuri cu dantelă. Avea impresia că acolo nu puteau să locuiască decât familii fericite și virtuoase, pentru care totul era pace și bucurie și fusese dezamăgit în sinea lui când se petrecuse ceva urât în una dintre acele vile cu alei greblate, asasinarea sordidă a unei soacre din interes. Acum, bineînțeles, știa, într-un fel își petrecea viața văzând partea din spate a decorului, dar păstra regretul copilăresc al unei lumi ca în poze gara mică era drăguță, pictată parcă în acoarelă de un elev sârguincios, cu un norișor încă roz, aproape chiar deasupra coșului. Revedea trenul de jucărie, omul care perfora biletele, când era mic, visase să perforeze într-o zi biletele de tren și o vedea sosind pe Arlet, la fel de fină, de elegantă, ca în ajun în rochia ei de pariziană, ducând în mână o geantă de călătorie din piele de crocodil. Mai adineauri fusese gata să plece în întâmpinarea ei pe drumul plin de praf, care probabil că mirosea frumos a gard viu și buruieni, dar se temuse să nu pară ca aleargă la o întâlnire coborând acel drum cu pași mici, pe tocurile ei înalte, probabil că arăta foarte mult a tânăra doamnă de la castel. De ce realitatea este întotdeauna cu totul alta, sau de ce li se bagă în cap copiilor iluzia unei lumi ce nu există, pe care toată viața vor încerca să o confrunte cu această realitate? Arlet îl văzui imediat că o aștepta pe peron lângă chioșcul de ziare și îi adresa un zâmbet puțin ostenit, întinzând biletul controlorului. Părea obosită și în privirea ei se putea citi o oarecare neliniște. Mă gândeam eu că veți fi aici," spuse ea. Cum a fost? Destul de penibil." Căuta cu privirea un compartiment pentru că vagoanele nu aveau culoar. Trenul avea un singur compartiment de clasa întâi unde era singură. Doamna Besson ea în viață, în orice caz trăia când am plecat. Aveau doar câteva clipe înainte de plecarea trenului și, după ce își așeză geanta pe banchetă, Arlet rămase lângă treapta ușii. Ați mai avut vreo discuție? Ne-am culcat abia pe la miezul nopții. Trebuie să vă spun ceva, domnule Megre. E doar o impresie, dar nu-mi dă pace. Roz a murit, dar am intuit ea că nu s-a terminat, că se pregătește o altă dramă. După ce cele spuse de mama dumneavoastră? Nu, nu știu de ce. Credeți că e în continuare amenințată? Arlet nu răspunse, ochii ei albaștri priveau spre chioșc. Vă așteaptă inspectorul, remarcă ea, ca și cum farmecul s-ar fi risipit, și urca în compartiment, în timp ce șeful gării ducea fluierul la buze și locomotiva începea să scoată abur. Într-adevăr, Chestan se afla acolo. Sosise mai devreme decât îi spusese cu o zi în urmă și, negăsindu-l pe Megre la hotel, se gândise să-l caute la gară. Era puțin jenat. Dar de ce? Trenul se puse în mișcare, în apoi se opri cu o zdruncinătură după câțiva metri, în timp ce comisarul dădea mâna cu inspectorul. Ceva nou?" Nimic special, răspunse Cheston, Dar chiar am îngrijorat, fără un motiv anume, am visat două femei, mamă și fică, singure în căsuța lor. Care dintre ele o ucidea pe cealaltă? Acum, Cheston îl privine dumerit. De unde știți? În visul meu, mama o omora pe fică și ghiciți cu ce, cu un butuc luat din vatră. Charles Besson trebuie să sosească la ora nouă, soacra lui a murit. Lucas nu ți-a transmis încă informații? Destul de puține, dar va suna la birou când va avea mai multe. Am lăsat instrucțiuni să ni se telefoneze aici, la hotel. Nimic despre Teo? A avut de câteva ori necazuri pentru cecuri fără acoperire, dar a plătit întotdeauna înainte de a ajunge în fața judecătorului. Cei mai mulți dintre prietenii lui sunt bogați, sunt tipi care petrec și cărora le place să aibă lume în jurul lor. Din când în când pune mâna pe o mică afacere și servește în special drept intermediar în unele tranzacții. Femei nu pare foarte înclinat spre femei, are uneori câte o prietenă niciodată pentru mult timp. asta e tot? Un băruleț mirosea așa de bine a cafea și a rachiu, încât niciunul dintre ei nu rezistă intrară și se așezară în fața unor cești mari cu iz de alcool. Nu atât visul m-a îngrijorat, continua inspectorul cu glas scăzut, cât un raționament pe care l-am făcut înainte de a adormi. I l-am spus și soției mele, pentru că gândesc mai bine cu vocetare și a fost și ea de părerea mea. Au trecut cinci ani de când a murit Ferdinand Besson, nu? Aproape. Și de atunci, după câte știm, situația nu s-a schimbat. Ori abia duminica trecută a încercat cineva să o trăvească pe Valentin. Observați că a ales singura zi când sunt destule persoane în casă pentru ca bănuielile să fie împărțite. Până aici e bine. Mai departe? Dar nu Valentin a murit, ci Biata Roz. Prin urmare, dacă ar fi existat un motiv pentru a o suprima pe Valentin, acest motiv n-a dispărut. Așadar, până când nu cunoaștem motivul, Amenințarea e încă prezentă, asta vrei să spui. Da, poate că amenințarea e mai gravă ca niciodată, tocmai pentru că vă aflați aici. Valentin n-are nicio avere, deci nu pentru banii a încercat cineva să o omoare. Oare nu pentru că știe ceva și acel cineva vrea să o împiedice să vorbească? În acest caz, Megre asculta acest raționament fără să pară foarte entuziasmat, se uita afară la lumina aceea atât de plăcută a dimineții, îndeosebi când umiditatea nopții iscă parcă un fel de freamăt în razele de soare. Luca n-a spus nimic despre Julien, Soții sudră trăiesc ca niște mici burghezi și locuiesc cu chirie, plătind un preț acceptabil. Au un apartament cu cinci camere, o servitoare, o mașină și își petrec sfârșitul de săptămână la țară. Știam. Erv Peiro, negustorul de vin, e un om bogat. Are biroul pe Quai de Bercy, învârte o afacere mare și își petrece cea mai mare parte a timpului cu femei de tot felul. Are trei mașini, printre care și un Bugatti plajă pentru familii, citise undeva într-un prospect. Și era adevărat, mame cu copii, soți care li se alăturau sâmbăta seara, domni și doamne în vârstă care aveau sticla lor de apă minerală și cutia de pastile pe masă la hotel și care se reîntâlneau în aceleași fotolii la cazinou. Cofetăria domnișoarelor Sere, unde se mâncau prăjituri și înghețată, pescarii bătrâni mereu aceiași, care erau fotografiați lângă embarcațiunile trase pe uscat. Ferdinand Besson fusese și el un domn în vârstă cu un aer respectabil, iar Valentin era cea mai adorabilă dintre bătrânele doamne. Arlet, în dimineața aceea, ar fi putut servi drept model pentru o carte poștală ilustrată, soțul ei era un dentist cum se cade, iar Teo era tipul gentlemanului căruia, pentru că e întotdeauna foarte calm și foarte distins, îi se iartă că bea cam prea mult. Venea apoi la rând Charles Besson, care avea o soție, patru copii, dintre care unul de numai câteva luni, și, așteptând ca hainele de doliu să fie gata, își cususe o banderolă neagră pe mânecă pentru că îi murise soacra. Era deputat, îl tutuia deja pe ministru în campania electorală, probabil că strânsese cu familiaritate mâinile oamenilor, sărutase plozii și ciocnise cu pescarii și țăranii și el era ceea ce se numește un bărbat frumos, ceea ce mama lui Megre, de exemplu, ar fi numit un bărbat frumos, înalt și cu umeri lați, grăsuți, cu burtă, cu ochii aproape naivi și buza cărnoasă sub mustață. Sper că nu v-am făcut să așteptați, domnule comisar. Bună ziua, chestă, îmi pare bine să te revăd. Mașina lui fusese de curând revopsită. Nici o veste proastă? Nimic. Mama mea vitregă? Pare că se simte foarte bine. Arlet tocmai a plecat. A, s-a reîntors, frumos din partea ei. M-am gândit eu că va veni să-și consoleze mama. O clipă, domnule Besson. Megre îl lua pe o deoparte și îl trimise la Ipor, eventual și la Fecan. Îmi cer scuze, dar trebuia să-i dau câteva instrucțiuni. Mărturisesc că nu prea știu unde să vă primesc. La ora asta, probabil că încă nu mi-au aranjat camera. Aș bea cu plăcere ceva, după care, dacă nu vă sperie să stați la aer, ne putem așeza pe terasa cazinoului. Sper că nu sunteți foarte supărat că n-am fost aici să vă primesc. Soția mea e foarte afectată, sora ei tocmai a sosit de la Marsilia, unde e căsătorită cu un armator. Sunt numai ele două. Soții Monte n-au avut băieți și eu va trebui să rezolv toate complicațiile. Vă așteptați la complicații? N-am motive să o vorbesc de rău pe soacra mea. Era o femeie demnă de toată stima, dar mai ales spre sfârșitul vieții avea unele manii. Mi s-a spus că soțul ei era antreprenor de construcții. A clădit jumătate dintre casele din DIP și numeroase clădiri publice. Cea mai mare parte a averii pe care a lăsat-o este în imobile. Soacra mea le administra personal de la moartea soțului ei, numai că nu a acceptat niciodată să facă reparații, de unde un număr incalculabil de procese cu locatarii, cu municipalitatea și chiar cu fiscul. O întrebare, domnule Beson, soacra dumneavoastră și Valentin se vizitau? Megre bea din nou o cafea alcoolizată, observându-și cu atenție interlocutorul, care de aproape părea mai molâu, mai lipsit de fermitate. Din nefericire, nu, n-au acceptat niciodată să se întâlnească. Nici una, nici cealaltă? Vreau să spun că mama soției mele refuza să dea ochii cu Valentin. E o poveste ridicolă. Când i-am prezentat-o pe Mimi, Valentin i-a privit cu atenție mâinile și a spus ceva de genul «Probabil că nu semeni la mâini cu tatăl tău». De ce? Pentru că îmi imaginez că niște mâini de zidar trebuie să fie mai mari și mai late. O prostie, socrul meu a fost la început zidar, asta e adevărat, dar numai pentru puțin timp. Totuși a rămas destul de bădăran, cred că făcea asta în adins pentru că era foarte bogat. Devenise un personaj important în Deep și în toată regiunea și l-amuza să șocheze oamenii prin ținută și limbaj. Când soacra mea a aflat, nu s-a lăsat nici ea. E mai bine decât să fii fata unui pescar care a murit pentru că se îmbăta prin toate cârciumile." apoi a vorbit despre perioada în care Valentin era vânzătoare la cofetăria Sere, acuzând-o că nu a avut o conduită exemplară, da, a subliniat diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, pe scurt, au refuzat întotdeauna să se vadă. Și adăugă dând din numeri. Povești de genul ăsta întâlnește în toate familiile, nu-i așa? Totuși, fiecare în felul ei e o femeie de toată isprava. Țineți mult la Valentin, mult a fost întotdeauna foarte bună cu mine. Și soția dumneavoastră, Mimi o apreciază mai puțin, normal. Se ceartă? Se văd rar, cam o dată pe an. Înainte de a veni, îi recomand de fiecare dată lui Mimi să fie răbdătoare, atrăgându-i atenția că Valentin e o persoană în vârstă, promite, dar se înțeapă între ele întotdeauna. La fel a fost și duminica trecută? Nu știu, m-am dus să mă plimb cu copiii. Apropo de copii, ce credeau aceștia despre tatăl lor? Probabil ca majoritatea copiilor, că era un om puternic, inteligent, capabil să-i protejeze și să-i călăuzească în viață. Nu vedeau că era un bărbat moale, prost adaptat realității. Probabil că Mimi spunea, e tare bun, pentru că iubea pe toată lumea, contempla derularea vieții cu ochi mari, naivi și avizi. Într-adevăr, ar fi vrut să fie puternic, să fie inteligent, să fie cel mai bun dintre oameni. Și avea ideile lui, era plin de idei. Dacă nu le realizase pe toate și dacă cele pe care le realizase dăduseră chix, motivul era că evenimentele îi fusese răpotrifnice dar nu reușise oare să fie ales deputat, acum îi se va recunoaște valoarea, toată țara va auzi de el, va ajunge ministru, un mare om de stat. Când erați tânăr, nu vi s-a întâmplat niciodată să fiți îndrăgostit de Valentin, avea doar cu vreo 10 ani mai mult decât dumneavoastră. Charles Besson lua un aer ofensat indignat. Niciodată! Și mai târziu n-ați fost îndrăgostit de Arlet? Întotdeauna m-am gândit la ea ca la o soră, Omul ăsta încă vedea universul și oamenii ca într-o Scoase o țigară de foi din buzunar, mirat că Megre nu fuma și e luna, o aprinse cu grija meticulos și inspira lent fumul la care se uita apoi cum se ridică în aerul auriu. Vreți să mergem la terasă? Sunt acolo niște fotolii confortabile cu vedere la plajă. Vom admira marea. Trăia tot anul lângă mare, dar o privea întotdeauna cu aceeași plăcere, dintr-un fotoliu confortabil, bine îmbrăcat, bine bărbierit, cu înfățișarea unui om important și prosper. Și fratele dumneavoastră, Teo, mă întrebați dacă a fost îndrăgostit de Valentin? Da. Sigur nu, n-am remarcat nimic de genul ăsta. Dar de Arlet și mai puțin. Eram încă un puștan când Teo avea deja aventuri, mai ales cu ceea ce eu numesc femeiuști. Arlet nu era nici ea îndrăgostită. Poate a fost doar o pălălaie, cum spune soția mea despre capriciile amoroase ale fetițelor. Știți cum e, fără consecințe, dovadă că foarte curând s-a căsătorit. N-ați fost surprins? De ce anume? De căsătoria ei cu Julian Sudră. Nu, poate foarte puțin, pentru că nu era bogat și ne imaginam că Arlet nu putea să trăiască fără lux. Într-o vreme era destul de snoabă, dar i-a trecut. Cred că Julian a fost mare ei dragoste. Un om foarte corect. Tata a vrut să le dea o dotă mare, pentru că pe atunci eram foarte bogați, dar el a refuzat. Și ea? Da, și așa de azi pe mâine s-a văzut obligată să se obișnuiască cu o existență modestă. Și noi la fel, dar mai târziu. Soția dumneavoastră și Arlet se înțeleg bine? Cred că da, deși sunt foarte diferite. Mimi are copii, o casă întreagă de ținut, așa că iese rar. Dar nu i-ar plăcea să iasă? N-a dorit niciodată să locuiți la Paris? Nu, nu-i place deloc Parisul. Și nici nu-i pare rău după dip? Poate puțin. Din nefericire, acum când sunt deputat, nu ne putem duce să locuim acolo, alegătorii mei n-ar putea să înțeleagă. Vorbele lui Charles Besson erau în perfectă armonie cu decorul, cu marea de un albastru de carte poștală, cu falezele care începeau să scânteieze, cu cei care veneau să-și ocupe locul pe plajă, unul după altul, ca pentru o fotografie. Până la urmă, toate astea existau sau erau doar o aparență? Oare insula aceea grăsuliu și mulțumit de sine avea dreptate? Dar, Roz, murise sau nu? Ați fost surprins duminică întâlnindu-vă aici fratele? puțin în primul moment. Credeam că e la Dovil sau, fiindcă suntem deja la începutul lui septembrie și s-a deschis sezonul de vânătoare, în vreun castel din Soloni. Știți, Teo a rămas un monden, când încă avea mulți bani, trăia pe picior mare și era mână spartă cu prietenii. Aceștia n-au uitat și acum îl invită și ei tot timpul. Lucrurile își schimbau brusc aspectul, câteva cuvinte și nu mai era vorba de același Teo. Are resurse? Resurse financiare? Nu știu, probabil că foarte puține, dar nu are cheltuieli, e celibatar. În vocea lui se simți totuși o fărâmă de invidie, el avea patru copii. E întotdeauna foarte elegant, dar asta pentru că păstrează hainele mult timp. E invitat des în, în alta societate, cred că mai face și mici afaceri când se-i ocazia. Să știți că e un băiat foarte inteligent și că, dacă ar fi vrut... La fel și Charles, probabil, dacă ar fi vrut. A acceptat imediat să vă însoțească la Valentin? Nu imediat. V-a spus de ce se afla aici? Sper, domnule comisar, că nu-l bănuiți pe T.O. Nu bănuiesc pe nimeni, domnule Besson, doar avem o discuție, încerc să-mi fac o idee cât se poate de exactă despre familie. Ei bine, dacă vreți să știți părerea mea, Teo, deși nu recunoaște, e un sentimental. A avut nostalgia acestui loc unde ne-am petrecut vacanțele fiind copii. Știți că veneam și când trăia mama. Înțeleg. I-am atras atenția că nu avea niciun motiv să rămână certat cu Valentin și că nici ea nu avea nimic cu el. Până la urmă a venit cu mine. Cum s-a comportat? Ca un om de lume, puțin jenat la început, când ne-a văzut cadourile, s-a scuzat că venise cu mâna goală. Și cu Arlet, poftim, între el și Arlet n-a fost niciodată vreo neînțelegere. Astfel încât, la cină, familia a fost completă. Lipsea doar Södr, care n-a putut veni. Da, uitasem. Și n-ați remarcat nimic, niciun detaliu care să poată lăsa să se întrezărească o dramă? Absolut nimic și sunt destul de perspicace de felul meu. Ce prostănac, dar uneori ce fericire să fi prostănac!» Trebuie să spun că eu și Mimi am fost foarte ocupați cu copiii. Acasă sunt relativ liniștiți. Dacă îi ducem însă undeva, atunci devin agitați. Ați văzut că Valentin nu are o casă mare. Sufrageria era atât de plină încât nu te puteai întoarce pe scaun. Cel mic, care doarme majoritatea timpului, a profitat ca să țipe mai bine de o oră de neasurzit. Pe celălalt a trebuit să-l culcăm în patul mamei mele vitrege, iar cu cei mari nu știam ce să facem. O cunoșteați bine pe Roz? Am văzut-o de fiecare dată când am venit la Labicoc. Părea o fată de treabă, puțin cam închisă, ca mulți de pe aici, dar după ce îi cunoști, prin urmare ați văzut-o de 5-6 ori. Puțin mai mult. Ați stat de vorbă cu ea? Așa cum stai de vorbă cu o servitoare, despre vreme, despre bucătărie, Gătea bine, mă întreb ce va face acum Valentin, care e o gurmandă. Să știți, domnule comisar, că de când vă ascult și vă răspund la întrebări, mi-e cam teamă că ați luat-o pe o cale greșită. Megre nu reacționa, ci continua să tragă domol din pipă privind la o navă minusculă ce se deplasa insensibil pe curba orizontului. De altfel, tocmai fiindcă prevedeam, vreau să spun fiindcă prevedeam în ce direcție își va orienta poliția cercetările, m-am adresat ministrului și i-am cerut favoarea să conduceți ancheta. Vă mulțumesc! Deloc, eu vă mulțumesc că ați venit. Deși am fost întotdeauna un om foarte ocupat, mi s-a întâmplat ca oricui să citesc romane polițiste. Nu e cazul să vă întreb dacă le luați în serios. În romanele polițiste, fiecare are ceva de ascuns, fiecare are conștiința mai mult sau mai puțin încărcată și observ că oamenii cei mai simpli în aparență au în realitate o existență complicată. Acum când cunoașteți cât de cât familia, vreau să cred că înțelegeți că niciunul dintre noi nu avea motiv să urască pe mama mea vitregă, mai ales atât de mult încât să se gândească să o ucidă cu sânge rece. În stomacul bietei roz s-a găsit arsenic și mi se pare indiscutabil, dacă am înțeles bine ce mi s-a spus, că provenea din paharul cu medicament al Valantinei. Nu discut concluziile experților, care probabil că își cunosc meseria, deși deseori se mai înșală, sau chiar nu sunt de acord între ei. Ați vorbit cu Arlet, l-ați zărit pe Teo, pe mine mă vedeți, v-aș fi adus-o și pe Mimi dacă n-ar fi fost nenorocirea care s-a abătut asupra ei și atunci v-ați fi dat seama că n-ar fi în stare să facă rău nimănui. Duminică am fost toți fericiți și pretind, deși unii ar putea să râdă, că doar un accident a putut să provoace catastrofa. Credeți în fantome? Era încântat de interpelarea lui, pe care o rostise cu un zâmbet plin de subînțeles, așa cum ar fi lansat în cameră o întrebare încuietoare unui adversar politic. Nu, nu cred. Nici eu, totuși în fiecare an, undeva în Franța se descoperă o casă bântuită și timp de câteva zile uneori câteva săptămâni populația e foarte tulburată. Am văzut într-o localitate din circumscripția mea o adevărată mobilizare de jandarmi și polițiști, însoțiți de specialiști care nu găseau nicio explicație agitației de care erau cuprinse în fiecare noapte unele imobile. Ori, invariabil, toate lucrurile de felul ăsta se explică într-o zi, de cele mai multe ori într-un mod atât de simplu încât totul se încheie cu un hohot de râs. Totuși, Roz a murit, nu-i așa? Știu, n-am să pretind că a putut să se otrăvească singură. Doctorul Jolie, care a tratat-o întotdeauna, spune că era sănătoasă la trup și la minte. Nimic în relațiile și în viața ei nu permite să se presupună că ar fi vrut să se sinucidă. Nu uitați că o travă era în pahar când Valentina a vrut să-și ia medicamentul, dar a renunțat pentru că i s-a părut prea amar. De acord, nu sugerez nimic, vreau să spun doar că niciuna dintre persoanele prezente nu avea interesul să suprime o bătrână inofensivă. Știați că în timpul nopții în casă a fost un bărbat? Charles Besson, roșii puțin, făcu un gest ca și cum ar fi vrut să alunge o muscă săcăitoare și răspunse. Am aflat, mi-a venit greu să cred, dar la urma urmelor Arlet are 38 de ani, e remarcabil de frumoasă și e supusă mai multor ispite decât altele. Poate că e mai puțin grav decât credem. În orice caz, sper că Julian nu va afla niciodată. Foarte probabil, Vedeți, domnule Megre, oricine ar fi bănuit persoanele prezente, dar dumneavoastră, după câte știu, veți merge la esența lucrurilor, veți merge dincolo de aparențe și sunt convins că veți descoperi un adevăr cât se poate de simplu. De exemplu, că roz n-a murit, Charles Besson râse, nefiind totuși foarte sigur că fusese o glumă. Și mai întâi, cum să-ți procure arsenic, sub ce formă? Nu uitați că tatăl dumneavoastră era farmacist, că Teo, după câte mi s-a spus, a făcut studii de chimie, că dumneavoastră ați lucrat la un moment dat în laborator, că, în fond, toți din familie aveți cunoștințe farmaceutice elementare. Nu mă gândisem, dar asta nu schimbă cu nimic raționamentul meu, evident. Și nici nu indică faptul că cineva n-a venit de afară. Un vagabond, de exemplu? De ce nu? Cineva care ar fi așteptat să vadă casa plină ca să ajungă la etaj pe fereastră și să toarne o travă în pahar? Pentru că și acesta este un aspect important al problemei. O trava nu a fost pusă în sticla cu somnifer unde nu s-a descoperit nicio urmă, ci în pahar. Vedeți bine că e ceva incoerent. Roz a murit, atunci, ce credeți? Spuneți-mi părerea dumneavoastră de la bărbat la bărbat. Bineînțeles, promit să nu fac și să nu spun nimic care ar putea să vă stingerească ancheta. Cine? Nu știu. De ce? Habar n-am. Cum? Vom afla după ce voi răspunde la primele două întrebări. Aveți bănuieli? Charles Besson nu se mai simțea în largul lui în fotoliu și mol făia capătul trabucului stins, care probabil că îi amăra toată gura. Poate că, așa cum i se întâmpla și lui Megre, se agăța de propriile iluzii, de imaginea pe care și-o făcuse despre viață, acum pe cale să se năruiască. Arăta aproape patetic, anxios, descumpănit, pândind expresiile de pe fața comisarului. Cineva a ucis, spuse Megre. Pare indiscutabil, Nimeni nu ucide fără motiv, mai ales cu o travă care e incompatibilă cu o răbufnire de furie sau de pasiune. În cariera mea n-am văzut nicio crimă prin otrăvire care să nu fie motivată de interes. Dar la naiba ce interes vreți să fi fost la mijloc? Acum, la sfârșit, se enerva. Încă nu l-am descoperit. Tot ce are mama mea este în regim viager, mai puțin câteva mobile și bibelouri. Știu, eu n-am nevoie de bani, mai ales acum. Arlet, nici ea, lui Teo, nu-i pasă de ei. Mi s-au spus toate astea. Atunci? Atunci nimic. Abia mi-am început ancheta, domnule Beson. M-ați chemat și am venit. Valentin mi-a cerut și ea să mă ocup de caz. V-a scris? Nici nu mi-a scris, nici nu mi-a telefonat. A venit la mine la Paris. Știam că a fost la Paris, dar credeam că s-a dus la fica ei. A venit la poliția judiciară și se afla în biroul meu când mi s-a transmis doleanța ministrului. E ciudat. De ce? Pentru că nu bănuiam că vă cunoaște numele. Mi-a spus că a urmărit majoritatea anchetelor mele în ziare și că decupase unele articole. Ce vă contrariază? Nimic. Preferați să nu spuneți? Nu, nimic precis, vă asigur, doar că n-am văzut-o niciodată pe mama mea vitregă citind un ziar. Nu e abonată la niciunul, a refuzat întotdeauna să aibă un aparat de radio și nu are nici măcar telefon. Nu e deloc interesată de ce se petrece în altă parte. Vedeți bine că se pot face descoperiri. Și la ce ne duce asta? Vom ști mai târziu, poate la nimic. Nu vă e sete? Teo, mai e la etrăta? L-am zărit aseară, în cazul ăsta avem șanse să-l întâlnim la bar. Ați vorbit cu el? N-am avut ocazia. O să vă prezint. Se simțea că ceva îl tracasa și, de data aceasta, se mulțumi să reteze capătul țigării de foi cu dinții și să o aprindă fără nicio afectare. Câțiva adolescenți se jucau în valuri cu o minge mare și roșie. Megre și bătrâna doamnă, pista 6 Capitolul 6. Roz și problemele ei. Besson nu se înșelase. În afară de Charlie, încă ocupat cu șmotrul, la bar era o singură persoană, Theo, care, din lipsa de partener, juca singur zaruri. Charles se apropia de el, fericit și mândru să-l prezinte pe fratele lui Cel Mare, iar acesta se uita cum vin spre dânsul cu o privire lipsită de expresie, coborând cu regret de pe taburet. Îl cunoști pe domnul comisar Megre? Teo ar fi putut să spună doar după nume sau ca toată lumea, ceva care să dea de înțeles că nu era pentru el un nume oarecare, dar se mulțumi fără să întindă mâna, să încline bustul într-un mod foarte oficial și să murmure încântat văzut de aproape, părea mai în vârstă, pentru că îi descopereai ridurile fine care se manau cu niște fisuri. Probabil că în fiecare dimineață petrecea ceva timp în salonul de cosmetică și își acorda îngrijiri complicate, poate masaje faciale, pentru că avea tenul unei bătrâne cochete. Știi probabil că la intervenția mea și a Valentinei, care s-a dus special la Paris, domnul comisar a acceptat să se ocupe de anchetă. Charles era puțin dezamăgit că fratele lui îi primea curăceala politicoasă a unui suveran aflat în călătorie. Te deranjăm? Deloc. Am petrecut o oră la soare pe plajă și ni s-a făcut sete. Charlie. Barmanul îi făcu amical cu ochiul lui Megre. Tu ce bei, Teo? Scoci. Nu-mi place deloc whisky-ul. Ce bezi, domnule comisar? Eu iau un picon grenadin. De ce luă și megre unul? Nu i se mai întâmplasă de mult timp și, dintr-un motiv misterios, asta îi aminti de vacanță. Ai mai văzut-o pe Valentin de duminică? Nu. Teo avea mâini mari, foarte îngrijite, dar palide, cu fire de păr roșu și un inel mare. Nimic din ce purta pe el n-ai fi găsit într-un magazin obișnuit. Se înțelegea că își crease un stil odată pentru totdeauna. Fusese frapat de cineva, probabil un aristocrat englez, căruia îi studiase gesturile, mersul, felul de a se îmbrăca și chiar expresiile fizionomiei. Din când în când ducea mâna la gură cu nonșalanță, ca și cum ar fi căscat, dar nu căsca. Mai stai mult la etrăta? Nu știu. Charles se străduia să-și pună totuși fratele în valoare, explicându-i comisarului. E un băiat ciudat, nu știe niciodată astăzi ce va face mâine, așa, fără un motiv anume, ieșind de la Fuche sau de la Maxim, se duce acasă, își face valiza și ia primul avion spre Cannes sau Chamonix, spre Londra sau Bruxelles, nu-i așa, Teo? Megre atacă atunci direct. Îmi dați voie să vă pun o întrebare, domnule Besson, când ați avut întâlnire cu Roz ultima dată? Bietul Charles se uită la amândoi stupefiat, deschise gura vrând parcă să protesteze și păru că aștepta o tăgăduire energică din partea fratelui său. Dar Teo nu negă, păru agasat, se uită un moment fix în pahar, apoi ridică ochii spre comisar. Doriți o dată exactă? Pe cât posibil. Charles vă va spune că nu știu niciodată data și că deseori greșesc ziua din săptămână. În urmă cu mai mult de 8 zile, Aproape 8 zile. Era într-o duminică? Nu. Dacă ar fi vorba de o declarație sub jurământ, m-aș gândi de două ori, dar așa răspund că era miercurea sau joia trecută. Ați avut multe întâlniri cu ea? Nu știu exact, două sau trei. Ați cunoscut-o la mama dumneavoastră vitregă? Vi s-a spus probabil că nu mă vedeam cu mama mea vitregă când am întâlnit-o pe fata asta, nu știam unde lucrează. Unde ați întâlnit-o? La sărbarea de la Vocot. A început să alegi după slușnicuțe, glumi Charles, ca să arate că nu era ceva obișnuit la fratele lui. Mă uitam la cursele în sac. Ea era lângă mine și nu mai știu care, ea sau eu, a vorbit primul. În orice caz, a spus că aceste serbări sătești sunt toate la fel, că sunt idiote și că prefera să plece. Eu însumi voiam să plec, așa că i-am oferit cu amabilitate un loc în mașina mea. Asta a fost tot? Încă unul Charlie. Barmanul umplu hotărât cele trei pahare, iar Megre nu se gândi să protesteze. Mi-a spus că citea mult, mi-a vorbit despre lecturile ei, lucrări pe care nu le putea înțelege și o tulburau. Trebuie să consider că e un interogatoriu, domnule comisar, fiți sigur că n-aș avea nimic împotrivă, dar dat fiind locul unde ne aflăm... Haide, Teo, protestă Charles, îți amintesc că eu i-am cerut domnului Megre să vină sunteți prima persoană pe care o întâlnesc, care pare că o cunoaște cât de cât pe această tânără, oricum prima care îmi vorbește despre ea, adăugă comisarul. Ce vreți să mai știți? Ce credeți despre ea? O țărâncuță care citise prea mult și pune întrebări trăsnite. Despre ce? Despre tot, despre bunătate, egoism, relațiile dintre oameni, inteligență și tot așa. Despre dragoste, mi-a spus că nu crede în dragoste și că nu se va înjosi niciodată să cedeze unui bărbat. Nici căsătorită? Considera căsătoria ceva foarte murdar, după cum spunea ea. Astfel că n-ați avut nicio relație cu ea? Absolut nimic. Nici o familiaritate? Mă prindea de mână când mergeam sau când o luam cu mașina, se sprijinea puțin de umărul meu. Nu va a vorbit niciodată de ură? Nu, obsesiile ei erau egoismul și orgoliul, iar acest ultim cuvânt îl pronunța cu un puternic accent normand. Charlie În fond, interveni fratele lui, te-ai distrat făcând un studiu de caracter. Dar Teo nu-și dă duostenea la să-i răspundă. asta e tot, domnule comisar. Înainte de moartea ei, îl cunoșteați deja pe Henri? De data aceasta, Charles se foi cu adevărat îngrijorat, cum de știa megre care lui nu-i spusese nimic toate astea. Atitudinea lui Theo începea să-i se pară mai puțin firească, mai ales șederea lui prelungită la Etrata. Îl cunoșteam doar după nume, pentru că Rose îmi vorbise despre toată familia ei, la care nu ținea, bineînțeles, sub pretextul că nu o înțelegea. După moartea ei l-ați întâlnit pe Henri troșu, M-a oprit pe stradă, m-a întrebat dacă eu eram cel care se întâlnea cu sora lui și părea că vrea să ne batem. I-am răspuns calm și s-a potolit. L-ați revăzut? Da, ieri seară. De ce? Pentru că ne-am întâlnit. Vă urăște familia? Mai ales pe Valentin. Din ce motiv? E treaba lui, presupun că îl puteți întreba cum faceți și cu mine. Charlie, mai gre descoperi brusc cu cine se străduia din răsputeri Teo să semene cu ducele de Windsor. Încă două-trei întrebări, de vreme ce aveți amabilitatea să-mi răspundeți. N-ați fost niciodată să o întâlniți pe roz la Labicoc? Niciodată. Nici n-ați așteptat-o în apropiere? Ea venea aici? Nu s-a chiar chelit când erați împreună? După un pahar două, devenea foarte nervoasă. Nu manifesta intenția să moară? Îi era foarte teamă de moarte și în mașină mai implora întotdeauna să reduc viteza. Ținea mult la mama dumneavoastră vitregă, îi era devotată? Nu cred că două femei care trăiesc împreună zi de zi, din zor și până în seară, pot să țină una la alta. Credeți că se urau fatalmente? N-am pronunțat acest cuvânt. Apropo, interveni Charles Besson, asta îmi amintește că trebuie să o vizitez pe Valentin. N-ar fi frumos să vin la etrăta și să nu văd ce mai face. Mă însoțiți, domnule comisar? Nu, mulțumesc. Rămânesc cu fratele meu? mai stau puțin aici. Mai aveți nevoie de mine azi, mâine voi fi la DIP la înmormântare. Apropo, Teo, a murit soacra mea. Complimentele mele. Charles Besson plecă foarte roșu la față din cauza aperitivelor sau a atitudinii fratelui său. Idiotul, murmură Teo printre dinți, așadar v-a adus special de la Paris. Dădu din umeri și întinse mâna spre zaruri, ca și cum ar fi vrut să dea de înțeles că nu mai avea nimic de spus. Megre scoase portofelul din buzunar și se întoarse spre Charlie, dar Teo îi murmura chialnerului: Trece totul în contul meu. Ieșind de la cazinou, Megre zări mașina lui Chestan și lângă hotel pe inspector care îl căuta. Aveți un moment, bem ceva? Mai bine nu, am băut trei aperitive, cred unul după altul, și aș prefera să merg imediat la masă. Se simțea amorțit. Brusc avea tendința să vadă cazul într-o lumină mai curând comică și chiar Keston, cu aerul lui serios și preocupat, îi apărea ca un personaj amuzant. Am impresia că ați face bine să dați o raită pe la Ipor. Sunt de 5 ani în regiune și credeam că îi cunosc pe normanzi, dar nu mă simt în stare să mă măsor cu familia asta. Ce spun? Nimic, nici da, nici nu, nici asta, nici aia, mă privesc pe sub sprâncene, nu mă invită să stau jos, lasă impresia că abia așteaptă să plec. Uneori se uită scurt unul la altul, ca și cum și-ar zice, îi spunem, hotărăște tu, nu, tu. Apoi mama spune ceva care poate să nu însemne nimic, dar care poate că e încărcat de sensuri. Adică, de exemplu, țin între ei și niciunul nu o să sufle o vorbă. Altceva? Trebuie să fi avut ei un motiv dacă nu o lăsau pe fata mea să vină aici. Nu-i mai vizita. Rar după câte am priceput, dar când îi auzi vorbind, poți să înțelegi ce vrei. Ai zice că vorbele nu au același sens ca peste tot. Pronunță un cuvânt și imediat retractează. Concluzia este că n-am fi aici ca să descoperim adevărul, ci ca să-i ferim pe ăia de necazuri nu par să creadă că Roz a murit dintr-o greșeală. După spusele lor, ea ar fi fost Ținta și nu Valentin. Totuși, tatăl, când a venit acasă, mi-a oferit un pahar de cidru, pentru că mă aflam în casa lui, dar numai după ce a ezitat mult timp. Fiul era și el de față pentru că pleacă la pescuit abia la noapte, dar n-a ciocnit cu noi. Henri, fiul cel mare, da, n-a scos o vorbă. Cred că el le făcea semn să tacă. Poate că, dacă l-aș întâlni pe tată, într-un bistrou, după câteva păhărele, ar spune mai mult. Dumneavoastră ce ați făcut? Am stat de vorbă cu frații Besson, mai întâi cu Charles, apoi cu Theo. Se așezară la masă. Avea în față o sticlă de vin alb, iar inspectorul umplu două pahare. Megre nu refuză și când ieșiră se simți tentat să se ducă să-și facă siesta în cameră, cu ferestrele larg deschise spre soare și mare nu o făcu din pudoare și asta îi venea tot din copilărie, un fel de sentiment al datoriei pe care îl exagera cu dragă inimă, impresia că nu făcea niciodată de ajuns ca să-și câștige pâinea, până acolo încât, atunci când se afla în vacanță, ceea ce nu i se întâmpla în fiecare an, de exemplu nici în anul acela, aproape că avea un sentiment de vinovăție. Ce fac acum?" întrebă Chestan, surprins că îl vedea pe comisar somnolent și indecis. Ce vrei tu, dragule? Scotocește. Nu știu pe unde. Poate mai vorbești odată cu doctorul. Cu doctorul Jolie? Da, și cu oamenii. N-are importanță cu cine. La nimă reală. Bătrâna domnișoară Sere e probabil vorbăreață și precis să plictisește singură. Vă las undeva? Nu, mulțumesc. Știa că trebuia să treacă printr-un astfel de moment în cursul fiecarei anchete și că, parca din întâmplare sau îl împingea un instinct, aproape de fiecare dată îi se întâmpla să bea mai mult decât ar fi trebuit. Se întâmpla atunci când treaba începea să miște, cum își spunea în sinea lui. La început nu știa nimic, doar niște fapte precise, ceea ce era scris în rapoarte. Apoi ajungea în prezența unor oameni pe care nu-i mai văzuse niciodată, pe care nu-i cunoștea cu o zi înainte și se uita la ei, așa cum te uiți la fotografiile dintr-un album. Trebuia să facă cunoștință cât mai repede posibil, să pună întrebări, să creadă sau nu în răspunsuri, să evite o părere pripită. Era perioada în care personajele și lucrurile erau clare, dar cam îndepărtate, încă anonime, impersonale. Apoi, la un moment dat, parcă fără motiv, treaba începea să miște. Personajele deveneau mai vagi și totodată mai umane, mai complicate în primul rând și atunci trebuia să fie foarte atent. În fond începea să le vadă din interior. Bâșbuia încurcat cu impresia că n-ar mai fi trebuit decât un mic efort ca totul să se precizeze și adevărul să apară de la sine. Cu mâinile în buzunare și pipa între dinți, Megre mergea fără grabă pe drumul plin de praf deja familiar și deodată îi apăru un detaliu foarte simplu, dar care poate că avea importanța lui. Era obișnuit cu Parisul, unde avea mișloace de transport la fiecare colț de stradă. Ce distanță era între la Bicoc și centrul localității Trăta, Aproximativ un kilometru. Valentin nu avea telefon nici mașină. Probabil că nu mergea cu bicicleta, prin urmare, bătrâna doamnă avea de mers destul de mult ca să intre în contact cu alți oameni, și probabil că treceau uneori zile întregi fără să vadă pe cineva. Vecina cea mai apropiată era domnișoara Söre, care avea aproape 90 de ani și poate că nu mai părăsea fotoliul. Valentin făcea oare singură piața sau de asta se ocupa Roz. Prin gardurile vii, zări și rugi de mure cu fructe mari și negre, dar nu se opri să le culeagă, nici ca să taie o nuia. Din nefericire, nu mai avea vârsta, dar gândul la amuza. Se gândea și la Charles, la fratele lui Theo și își puse în gând să meargă și el să bea un pahar de cidru la familia Troșu. L-ar fi servit? Împinse bariera vopsită în verde și inspira miresmele amestecate ale florilor și arbuștilor din grădină. Auzi un râcâit regulat și, la cotul unei alei, zări un bătrân care plivea pământul la baza tufelor de trandafir era evident Onore Gradinarul, care venea să lucreze pentru Valentin trei zile pe săptămână și era folosit și de domnișoara Sere. Bărbatul se îndreptă ca să se uite la intrus și ridică o mână la frunte fără să se poată ști dacă saluta sau își apăra ochii de soare. Era într-adevăr un gradinar ca în poze, aproape cocoșat de cât stătuse a plecat spre pământ, cu ochii mici, de dihor, cu aerul temător al animalelor care scot capul din vizuină. Nu spuse nimic, îl urmări pe Megre cu privirea și, abia după ce auzi deschizându-se ușa, își reluă munca monotonă. Nu doamna lui Roa se deranjase să-i deschidă ușa, ci Valentin, cu aerul că primește un vechi cunoscut. Am avut o vizită astăzi, îl anunță ea foarte însuflețită. Charles a trecut pe la mine, părea dezamăgit de felul în care s-a purtat fratele lui. V-a spus de discuția noastră? Care discuție? O clipă mi-a vorbit mai mult de bătrâna doamnă Monte care a murit, ceea ce va schimba situația. Acum e bogat, mai bogat decât a fost vreodată, pentru că bătrâna Scorpie avea mai bine de 60 de case, fără a mai pune la socoteală titlurile și, mai mult decât probabil, o sumă frumușică în monede de aur. Cu ce vă servesc? Cu un pahar cu apă cât se poate de rece cu condiția să luați și un păhărel de ceva pe lângă. Faceți asta pentru mine, nu beau niciodată singură. Ar fi îngrozitor, nu-i așa? Vă puteți închipui o femeie bătrână care își servește singură păhărelele de calvados, dar când vine cineva, recunosc că mă bucur să profit de ocazie. La urma urmelor, ce mai conta? Se simțea bine, îi era puțin cald în acea încăpere prea mică, unde razele soarelui îi încălzeau un umăr. Valentin, care îl invitase să se așeze în fotoliul lui, îl servea vioaie în ochi cu o luminiță aproape copilărească. Charles nu va mai spus nimic altceva?" Despre ce?" Despre fratele lui." Mi-a spus doar că nu înțelegea de ce Theo s-a arătat într-o lumină proastă, adăugând că i-a lăsat impresia că o făcea nadins." Îi era ciudă, îl admiră enorm pe Teo și are un puternic spirit de familie. Pun prin soare că el unul nu v-a spus nimic rău despre mine. Adevărat. Dar cine? Nu se afla nici de trei minute în casă și aproape fără să-și dea seama, el era cel supus unui interogatoriu. Fica mea nu-i așa, dar o spunea zâmbind. Să nu vă temeți că o dați de gol. Nu a încercat să-mi ascundă asta. M-a informat că v-a spus tot ce crede despre mine. Am impresia că fica dumneavoastră nu e foarte fericită. Vă închipuiți că vrea să fie? Zâmbea spre pahar, spre megre. Nu știu dacă ați avut de face prea mult cu femeile. Roz, de exemplu, ar fi fost cumplit de nefericită dacă nu și-ar fi pus tot timpul probleme. Probleme filosofice, înțelegeți? începea brusc să se gândească la ele cu un aer încăpățânat, abia dictind să-mi răspundă când îi vorbeam, spălând vasele și făcând un adevărat vacarm, ca și cum ar fi fost împiedicată să descopere o soluție de care depindea soarta lumii. Este adevărat că nu se mai ducea pe la părinții ei? Se ducea rar, pentru că de fiecare dată ieșau scene. De ce? Nu ghiciți, venea la dâns și cu problemele ei, le dădea sfaturi după ultimele cărți pe care le citise și, natural, toți o făceau proastă. Nu avea prietene? Din aceeași cauză și tot din aceeași cauză nu ieșea cu băieții din ținut prea neciopliți, prea banali, după părerea ei. Astfel încât, în afară de dumneavoastră, nu mai vorbea aproape cu nimeni. Făcea piața, dar probabil că nu prea deschidea gura, Pardon, era săluit pe doctor. Roz descoperise în biblioteca mea o carte de medicină din care citea din când în când, după care îmi punea întrebări încuietoare. Recunoașteți că știți că n-am să mai trăiesc mult timp? Ești bolnavă, Roz? își sau un cancer sau, de preferință, o boală rară. Povestea asta o obseda câteva zile, apoi îmi cerea o oră liberă să dea fuga la medic. Poate că asta era pentru ea o ocazie să vorbească despre problemele ei, pentru că Jolie o asculta cu răbdare, fără să râdă sau să o contrazică vreodată. Își petrecea sările cu dumneavoastră? Niciodată n-am văzut-o așezându-se în salon și, de altfel, nici nu mi-ar fi făcut plăcere. Mi se pare că sunt demodată? După ce spăla vasele, urca imediat în camera ei și, fără să se dezbrace, se trântea pe pat cu o carte și fuma țigări. Sunt sigură că nu-i plăcea gustul tutunului, nici nu știa să fumeze. Era mereu obligată să închidă ochii, dar asta făcea parte din ideea ei despre poezie. Sunt crudă, nu chiar atât cât credeți. Când urcam, o vedeam apărând cu fața congestionată, cu ochii strălucitori și aștepta să mă întind pe pat ca să-mi dea medicamentul. Nu uita să-ți aerisești camera înainte de culcare. Era fraza mea rituală din pricina fumului de țigări care se infiltra pe sub uși. Iar ea răspundea, nu doamnă, noapte bună doamnă, apoi când se dezbrăca făcea zgomot cât un internat întreg. Doamna Leroy făcea și ea zgomot în bucătărie, dar ai fi zis că din plăcere ca să-și manifeste independența. Veni să deschidă ușa ursuză, uitându-se la Megre cu o privire absentă, de parcă nu l-ar fi văzut. Pun supa pe foc? Nu uita osul cu măduvă, apoi întorcându-se spre comisar. În fond, în afară de Julian, ginerele meu, ați stat de vorbă cu toți din familie. Nu e nemaipomenită, dar nici rea nu e, nu-i așa? grea încerca, fără să reușească, să-și amintească frazele rostite de Arlet despre mama ei. Până la urmă, am să cred ca bunul Charles că a fost doar un accident inexplicabil. Vedeți că sunt în viață, iar dacă cineva și-a pus în gând la un moment dat să mă suprime, Dumnezeu știe de ce, se pare că s-a descurajat. Ce credeți? Megre nu credea nimic, se uita la ea cu o privire puțin cam tulbure din cauza soarelui care se zbenguia între ei. Schița un zâmbet, doamna Megre ar fi zis că era cuprins de beatitudine, în timp ce se întreba, fără să ia nimic în tragic, ca într-un joc, dacă era posibil să tulburi o astfel de femeie. Nu se grăbea, o mai lăsă să vorbească, ducând în răstimpuri la buze paharul cu calvados, iar parfumul de fruct al alcoolului devenea pentru el mirosul casei, amestecat cu o aromă de mâncare bună, plus un iz de ceară de parchet și de curățenie. Probabil că nu lăsa curățenia doar în grija servitoarelor și și-o imagina dimineața cu boneta pe cap, ștergând cu mâna ei praful de pe mulțimea de bibelouri fragile. Vă par originală? Veți spune, ca mulți de pe la noi, că sunt o babă nebună. Veți vedea mai târziu, când te vii bătrân, nu-ți mai pasă de ce cred oamenii și faci numai ce vrei. L-ați revăzut pe Teo? Nu, de ce? Știți la ce hotel stă? Mi se pare că l-am auzit duminică spunând că își luase o cameră la Hotel de Zangle. Nu, la Hotel de la Plaj. De ce credeți că ar fi venit din nou pe la mine? Nu știu, o cunoștea bine pe Roz. A ieșit de câteva ori cu ea. Probabil că nu s-a întâmplat des pentru că ea nu prea ieșea. Nu o lăsați. Evident, nu-i permiteam să bată străzile seara. Și totuși a făcut-o câte zile libere avea. Două duminici pe lună, pleca după ce spăla vasele de la prânz, iar când se ducea la părinții ei, se întorcea abea luni dimineață cu primul autobuz. Astfel încât era singură acasă am spus deja că nu-mi e teamă. Susțineați că era ceva între ea și Teo?" După spusele lui, roz nu făcea decât să-i vorbească și lui despre problemele ei. Și adăugă cu o oarecare perfidie, ținându-l de mână sau lăsându-și capul pe umărul lui. Ea râse cu atâta poftă încât se văzu nevoită să-și tragă sufletul. Spuneți-mi repede că nu-i adevărat." E cât se poate de exact, ba chiar e și motivul pentru care astăzi Charles nu era prea mândru de fratele său." Teo va vorbit despre asta în fața lui? A fost nevoit, a înțeles că știam. Și de unde știați? Mai întâi pentru că l-am întâlnit ieri seară împreună cu fratele Bietei Roz. Henri? Da, discutau aprins într-o cafenea din oraș. Unde l-a cunoscut? Nu știu, el spune că și Henri știa și a venit să-i ceară explicații. E tare caragios, dacă n-aș fi auzit asta de la dumneavoastră, să știți, domnule Megre, că trebuie să-l cunoști pe Teo ca să poți aprecia această picanterie. E ființa cea mai snoabă de pe pământ, a devenit aproape singura lui rațiune de a fi. S-ar plictisi de moarte oriunde, numai să fie un loc select și ar face sute de kilometri ca să fie văzut în compania unui personaj strălucit. Știu. Să se plimbe el de mână cu roz? Să știți că e un amănunt pe care nu-l cunoașteți, pe care sigur nimeni nu s-a gândit să vi-l spună despre servitoarea mea. E păcat că părinții i-au luat lucrurile. V-aș fi arătat rochiile, dar mai ales pălăriile ei. Imaginați-vă culorile cele mai extravagante, cele care contrastează cel mai mult una cu alta. Roz avea un piept foarte dezvoltat, ori când ieșea, pentru că nu i-aș fi permis să se îmbrace așa aici, purta haine care se lipeau atât de mult pe corp încât respira greu. În acele zile mă evita la plecare și la venire din cauza machiajului atât de exagerat, atât de stângaci, încât părea una dintre acele creaturi pe care le întâlnește în colțul unor străzi din Paris. Ia și Teo, Dumnezeule mare, și râsă din nou, dar râsul îi era acum mai nervos. Spuneți-mi unde se duceau? Știu doar că s-au întâlnit la sărbarea de la Vocot și că li s-a întâmplat să bea un păhărel într-o cafenea din Etrăta. E mult de atunci? Megre părea acum pe jumătate adormit, pe buze avea un zâmbet vag și o privea printre gene. Ultima dată a fost miercurea trecută. Teo a spus: Împins de la spate, dar a recunoscut până la urmă. Să te crucești, nu alta. Sper cel puțin că nu se întâlnea cu ea la mine în casă, ca amantul fiicei mele intrând pe fereastră. El spune că nu. Teo, repetă ea, venindu-i încă greu să creadă. Apoi se ridică să umple paharele. Îl văd pe Henri, durul familiei, venind să-i ceară socoteală, dar expresia ei deveni din ironică serioasă, apoi amuzată. Asta ar fi culmea. Sunt două luni, nu-i așa, de când Teo e la etrâta. Să presupunem, nu, e prea extravagant. Credeți că ar fi putut să-i facă un copil? Nu, iertați-mă, mi-a trecut asta prin minte, dar v-ați gândit și dumneavoastră? Întâmplător. De altfel, asta n-ar explica nimic. Gradinarul își făcu apariția în spatele ușii cu geam și așteptă fără să se miște, sigur că până la urmă va fi văzut. Mă scuzați o clipă, trebuie să-i dau instrucțiuni. Ia uite, se auzea un tic-tac de pendulă pe care nu-l băgase în seamă până atunci și în cele din urmă reuși să identifice zgomotul regulat care venea de la etaj. Pisica torcea, culcată probabil pe patul stăpânei sale și putea fi auzită prin tavanul subțire al acelei casă de jucărie. Soarele, pe care ochiurile de geam îl decupau în bucăți mici, dansa pe bibelouri, împodobindu-le cu reflexii și desena pe masa lustruită forma foarte clară a unei frunze de tăi. În bucătărie, doamna Leroy făcea destul vacarm ca să poți crede că muta mobilierul. Răcăitul din grădina se auzi din nou. Macrae a avut impresia că auzise permanent acel zgomot și totuși, când deschise ochii, văzu cu surprindere fața bătrânei doamne la un metru de el. Valentin se grăbi să-i zâmbească pentru a nu-l face să se simtă stânjenit în timp ce el băiguia Cred că m-a